Consilieri, când v-ați invitați, începem ședința pe comisie. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019. Comisia de urbanism, vă rog, dacă aveți întrebări. Mai am o completare la rectificare, pentru că a apărut o hotărâre de guvern de marți, prin care se alocă sume de bani pentru refacerea pagubelor, refacerea stricăciunilor pe inundațiile de anul trecut. Municipiul Moinești a primit 23.000 de lei și trebuie introdus la capitolul din buget la servicii și dezvoltare, da? Se adaugă și această sumă la rectificare. 23.000 de lei. Bun. Mulțumim. Deci Comisia de Urbanism, dacă aveți întrebări, dacă nu, supunem proiectul la vot cu modificarea pe care domnul primar a menționat-o. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține ceva? Mulțumesc. Comisia juridică, discuție, întrebări pe marginea proiectului. Dacă nu, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Cu amendamentul. Împotrivă? Se abține cineva? Votat. Comisia economică, dacă mai sunt nelămuriri, întrebări. Dacă nu, vă rog să supunem la vot, inclusiv cu amendamentul specificat mai înainte. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu. Mulțumesc. 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea programului operativ de acțiune pentru perioada toamnă-iarnă 2019-2020 în municipiul Moinești, județul Bacău. Comisia de urbanism, dacă aveți neclarități sau întrebări. Dacă nu, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Comisia juridică, discuții pe marginea proiectului. Dacă nu, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votat. Comisia economică, dacă sunt întrebări, nelămuriri, neclarități. Dacă nu, vă rog să supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu. Mulțumesc. 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea punerii la dispoziție în vederea împăduririi unei suprafețe de teren degradabil aparținând domeniului privat al municipiului Moinești, situat în zona Schela, dealul Osoiu, municipiul Moinești, județul Bacău. Comisia de urbanism, dacă aveți neclarități. Dacă nu, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține ceva? Mulțumesc. Comisia juridică. Intervenție pe marginea proiectului. Dacă nu sunt supuneri la vot proiectul, cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Comisia economică. Dacă aveți întrebări, nelămuriri. Dacă nu, vă rog să supunem la vot proiectul, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu. Mulțumesc. 5. Proiect de hotărâre privind repartizarea a 4 locuințe construite prin Agenția Națională de pentru Locuințe, situate în municipiul Moinești, județul Bacău. Comisia de urbanism, dacă aveți neclarități, întrebări. Dacă nu, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Comisia juridică, discuție pe marginea proiectului. Dacă nu sunt supunem la vot proiectul, cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votat. Comisia economică, dacă sunt neclarități, întrebări, lămuriri. Dacă nu, vă rog să supunem la vot proiectul, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu. Mulțumesc. 6. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea inventarului bunurilor aparținând domeniului public al municipiului Moinești, județul Bacău. Comisia de urbanism, întrebări, neclarități pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține cineva? Mulțumesc. Comisia juridică, discuție pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votat. Comisia economică, dacă aveți întrebări, nelămuriri, neclarități. Dacă nu, vă rog să supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu. Mulțumesc. 7. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Moinești a imobililor, clădire și teren
situate în municipiul Moinești, strada Zorilor, județul Bartol. Vă rog. Despre ce este vorba? Acea centrală aflată în spate la CR Pensionar, care este într-o situație jalnică. Acum am sudat plase de Buzău pentru a nu mai avea acces în ea nimeni. Știți cu toții, era folosită de romii care locuiau acolo, care i-am demolat, pentru altceva decât era destinația ei. Am încercat cu ea, într-un parteneriat cu CR Pensionar, cu vreo 2 ani, dacă știți, să o dăm gratis lor, să realizeze un centru de agrement pentru persoane vârstnice. Nu am mai pliat pe acel proiect, a rămas iar la dispoziția Consiliului Local. Am depus-o pe axa 13 pentru a fi finanțată din fonduri europene. Nu am reușit nici acolo, n-a intrat la finanțare. Am realizat demolarea celor locuințe din zonă, cei care nu dețineau acte de proprietate pe ele. Acum se realizează acolo o parcare cu pavaj. Cred că zona trebuie este modernizată și cu asemenea clădire, atâta timp când nu există nicio axă de finanțare, trebuie să îi dăm curs și ca acea clădire să funcționeze ceva în ea. Așadar, a fost evaluată, o trecem în domeniul privat și cu siguranță va urma o licitație publică pentru a fi pusă în valoare. Mulțumim, domnule primar. Comisia de Urbanism, dacă aveți întrebări. Dacă nu, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Mulțumesc. Comisia Juridică. Discuție pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Licitația când va urma să aibă loc? Vis-a-vis de faptul că dacă nu vor fi multe oferte pentru a cumpăra această... Dacă de 2 ori, 3 ori nu o să fie, cu siguranță va urma demolarea. Dar eu sper de asta zic că dacă nu va trebui să o demolăm în primul pas este licitația pentru a fi vândută. Dacă în caz că nu va veni nimeni, alt proiect de demolare, de autorizație. Extindem parcarea care e și... Asta e. Hai să încercăm să luăm niște bani. Corect, în prima fază merită încercat, poate este următoritor. E la punctul următor. Bine. Mulțumesc. Dacă mai sunt neclarități, întrebări, dacă nu, vă rog să supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu. Mulțumesc. 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică a imobililor, clădire și teren situate în municipiul Moinești, strada Zorilor, județul Bacău. Fiind discutată problema, am fost... Doi reprezentanți în comisie. Da? Propun... Vă rog, frumos, domnule. Propun pe doamnă Nemircea, consilier local, în comisia locală pentru licitație. Da. Încă o propunere. Ai vorbit de la PSD. Domnul? Domnul Ien. Da. Comisia de Urbanism, dacă aveți alte propuneri, dacă nu, supunem la vot propunerile făcute domnul Limicear și domnul Ien Iulian. Cine este pentru? Împotrivă? Să abținem ceva? Comisia Juridică. Discuții pe marginea proiectului. Alte propuneri sunt, dacă nu mergem pe cele 2 propuneri făcute de comisia privată. Punem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Comisia Economică, dacă aveți neclarități privind acest proiect, sau dacă aveți și alte propuneri pentru membrii comisiei, dacă nu, vă rog să supunem la vot proiectul cu nominalizările făcute anterior. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Nu. Mulțumesc. 9. Proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului Local al Municipiului Moinești, numărul 92, din 19.08.2016, privind aprobarea componenței Consiliului Comunitar Consultativ și a regulamentului de organizare și funcționare al acestuia. Comisia de Urbanism, dacă aveți întrebări, neclarități. Dacă nu, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Dacă abține ceva? Trebuie un consilier local, da?
Deci la acest punct... Aici este. Da. Deci, da, da. Avem comisia. Nu s-o citești. Da. Comisia. Deci comisia este alcătuită din doamna jurist Dârlău Marilena, inginer Cehan Bogdan, jurist Codor Adela, preotul Nicolae Gheorghe, agent principal de poliție Gerasim Justina, consilier local Purcaru Ionel, un loc vacant de consilier local, domnul Abăcioaie Sergiu Dan, consilier local, Alăzăroaie Raluca Maria, consilier local, jurist Rusu Diana, Direcția de Asistență Socială. Deci pentru completarea acestei comisii... Tot de la domnii, că sunt domnul Abăcioaie și domnul Purcaru, mai trebuie. De la PSD, vă rog, de faceți un loc de vânzare. Sau domnul Ilie, poate îl propuneți pe domnul Ilie. Nu, 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 de la PSD puneți eu, nu ca să fie că poate ne asfaltează și poate. Domnul Busuioc. Da? Da? Deci propunerea este domnul Busuioc. O să revin cu, cu votarea. Deci Comisia de Urbanism, vă rog să votați propunerea grupului PSD în persoana domnului Busuioc Iulian. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cea mai mulțumesc. Comisia juridică, discuții pe marginea proiectului. Dacă punem la vot proiectul cu membrii comisiei anunțați anterior, cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votat de unanimitate. Comisia economică, dacă sunt și alte propuneri, dacă nu, vă rog să votăm proiectul cu nominalizarea domnului Cusul, va face parte din componența Consiliului Comunitar. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu. Mulțumesc. 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții a aparatului de specialitate al primarului municipiului Măinești și a serviciilor publice subordonate Consiliului Local al municipiului Măinești. Comisia de Urbanism, dacă aveți întrebări, neclarități, vă pune. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Comisia juridică, discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votat în unanimit. Comisia economică, dacă sunt neclarități, întrebări vis-a-vis de organigrama prezentată. Dacă nu, vă rog să supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu. Mulțumesc. 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcție al Spitalului Municipal de Urgență Moinești, județul Bacău. Comisia de Urbanism, neclarități, întrebări pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține ceva? Comisia juridică, discuții, întrebări pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votat unanimitate. Comisia economică, dacă sunt neclarități, nelămuriri, întrebări. Dacă nu, vă rog să supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu. Mulțumesc. Mergem pe ordinea de zi suplimentară. 1. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență doamnei a preotesei Rodica Cornelia din municipiul Măinești, strada Lucăcești, numărul 167, județul Bacău. Comisia de Urbanism, dacă aveți întrebări, neclarități, dacă nu, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Comisia juridică, discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votată. Comisia economică, dacă aveți întrebări, neclarități. Dacă nu, vă rog să supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu. Mulțumesc. Punctul 2. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență doamnei
Daviduță Iuliana, din municipiul Moinești, strada Avram Iancu, numărul 112, județul Bacău. Comisia de urbanism, dacă aveți întrebări sau neclarități. Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru, împotrivă, dar ține cineva, mai ține. Comisia juridică, discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru, împotrivă, se abține cineva. Votat în Comisia economică, dacă sunt întrebări sau neclarități. Dacă nu, vă rog să supunem la vot proiectul. Cine este pentru, împotrivă, abține. Mulțumesc. 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării statutului de stațiune balneoclimatică pentru arealul Parc Moinești, județul Bacău. Am primit ieri o clarificare de la Ministerul Sănătății, de aia am pus-o pe ordinea suplimentară, trebuie să ajungă cât mai curând la Minister pentru a merge la avizare. Da. Dacă mai sunt alte întrebări, vă rog. Dacă nu, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abținere. Comisia juridică. Discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votat în unanimitate. Comisia economică. Dacă sunt neclarități, întrebări. Dacă nu, vă rog să supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu. Mulțumesc. Ședința pe comisia la sfârșit, urmează ședința. Stimați invitați, deschidem ședința de plen a Consiliului Local al Municipiului Moinești, convocată pentru data de 25.09.2019. În conformitate cu prevederile articolului 133 aliniatul 1 și articolul 134 aliniatul 3 litera A din ordonanța de urgență a Guvernului numărul 57/2019 privind adoptarea codului administrativ, s-a convocat prin dispoziția primarului municipiului Moinești numărul 17/2019 ședința ordinară a Consiliului Local al Municipiului Moinești pentru luna septembrie. Vă informez că ședința este legal constituită, fiind prezent un număr de 18 consilieri din cei 19 validați în funcție. Având în vedere prevederile articolului 138, aliniatul 15 din ordonanța de urgență al Guvernului numărul 57/2019, procesul verbal al ședinței ordinare din data de 28/8/2019 a fost pus la dispoziția comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local pentru a rezolva eventualele obiecțiuni. Vă consult dacă mai există completări sau modificări asupra conținutului procesului verbal care a fost pus la dispoziția comisiilor de specialitate. Nefiind obiecțiuni, supun la vot conținutul procesului verbal al ședinței ordinare din data de 28 august 2019. Cine este pentru? Mulțumesc. Voturi împotrivă? Abțineri? Nu sunt. Unanimitate de voturi a fost adoptat procesul verbal, conținutul procesului verbal, întocmit în ședință ordinară din 28 august 2019. Dau cuvântul la președintele de ședință pentru a supune aprobării dumneavoastră ordinea de zi și ordinea de zi suplimentară propusă pentru urmarea ședinței de astăzi. Bună ziua! Așa cum ați luat la cunoștință, din dispozițiile și din ședințele comisiilor de specialitate, ședința Consiliului Local de astăzi are un proiect al ordinii de zi de 12 puncte și 3 suplimentare. Consult pe domnul consilier dacă mai sunt propuneri pentru proiectul ordinii de zi, respectarea prevederilor articolului 44 din legea numărul 215/2001, republicată ulterior modificată. Supun la vot Consiliului Local proiectul ordinii de zi și ordinea de zi suplimentară. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Ordinea de zi a fost aprobată și ordinea de zi suplimentară a fost aprobată cu unanimitate de voturi. Punctul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al municipiului Moinești. Aviz comisia cu completările menționate. Aviz comisia juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi cu amendamentul propus. Aviz Comisia Economică. Aviz favorabil cu un anumit de voturi.
Avizează favorabil. Comisia de urbanism? Aviz favorabil cu 7 voturi pentru, cu amendamentul propus de domnul. Întrebări, discuții? Dacă nu spun, supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? 3. Proiectul de hotărâre privind aprobarea programului operativ de acțiune pentru perioada de toamnă-iarnă 2019-2020 în municipiul Moineș, județul Bacău. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Întrebări, discuții? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate. 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea punerii la dispoziție în vederea împătririi unei suprafețe de teren degradat aparținând domeniului privat al municipiului Moineș, situat în zona Schela, dealul Osoiu, municipiul Moineș, județul Bacău. Raport Comisia Juridică. Aveți favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Aveți favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aveți favorabil cu 7 voturi pentru. Întrebări, discuții? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu unanimitate de voturi. 5. Proiect de hotărâre privind repartizarea a 4 locuințe construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, situate în municipiul Moineș, județul Bacău. Raport Comisia Juridică. Aveți favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Întrebări, discuții? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu unanimitate de voturi. 6. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea inventarului bunurilor aparținând domeniului public al municipiului Moineș, județul Bacău. Raport Comisia Juridică. Aveți favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Aveți favorabil cu 6 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aveți favorabil cu 7 voturi pentru. Întrebări, discuții? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu unanimitate de voturi. 7. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Moinești, a imobililor, clădire și teren, situate în municipiul Moinești, strada Zorilor, județul Bacău. Raport Comisia Juridică. Aveți favorabil cu 5 voturi pentru, cu propunere pentru comisie, domnul Mirceaș, domnul Mirceaș. La cealaltă, da. Da, aveți favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Aveți favorabil cu 6 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aveți favorabil cu 7 voturi pentru. Întrebări, discuții? Dacă nu sunt, supun la vot. Proiectul de hotărâre, cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Proiectul de hotărâre a fost aprobat în anistatul de voturi. 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică a imobililor, clădire și teren situate în municipiul Moinești, strada Zorilor, județul Bacău. Raport Comisia Juridică. Aveți favorabil 5 voturi pentru, cu propunerile făcute, domnule Mircea, domnule, să facă parte din Comisia pentru licitație. Raport Comisia Economică. Aveți favorabil cu 6 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aveți favorabil cu 7 voturi pentru, cu cele două propuneri lansate. Întrebări, discuții? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu unanimitate de voturi. 9. Proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului Local al Municipiului Moinești, numărul 92, din 19.08.2016, privind aprobarea componenței Consiliului Comunitar Consultativ și a regulamentului de organizare și funcționare al acestuia. Raport Comisia Juridică. Aveți favorabil cu 5 voturi pentru și domnul Busuiu Pilian să facă parte din comisie. Raport Comisia Economică. Raport favorabil cu 6 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aveți favorabil cu 7 voturi pentru propunerea ca domnul Busuiu Pilian să facă parte din comisie. Întrebări, discuții? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu unanimitate de voturi. 10.
Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statutului de funcții a aparatului de specialitate al primarului municipiului Moinești și a serviciilor publice subordonate Consiliului Local al municipiului Moinești. Raport Comisia Juridică. Aveți favorabil cu 5 voturi pentru? Raport Comisia Economică. Aveți favorabil cu 6 voturi pentru? Raport Comisia de Urbanism. Aveți favorabil cu 7 voturi pentru? Întrebări, discuții? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu unanimitate de voturi. 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statutului de funcții ale Spitalului Municipal de Urgență Moinești, județul Bacău. Raport Comisia Juridică. Aveți favorabil cu 5 voturi pentru? Raport Comisia Economică. Aveți favorabil cu 6 voturi pentru? Raport Comisia de Urbanism. Aveți favorabil cu 7 voturi pentru? Întrebări, discuții? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu unanimitate de voturi. La 12. Trecem la ordinea suplimentară. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență doamnei a preotesei Rodica Cornelia din municipiul Moinești, strada Lucăgești, numărul 167, județul Bacău. Raport Comisia Juridică. Aveți favorabil cu 5 voturi pentru? Raport Comisia Economică. Aveți favorabil cu 6 voturi pentru? Raport Comisia de Urbanism. Aveți favorabil cu 7 voturi pentru? Întrebări, discuții? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu unanimitate de voturi. 2. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență doamnei Daviduță Iuliana din municipiul Moinești, strada Avram Iancu, numărul 112, județul Bacău. Raport Comisia Juridică. Aveți favorabil cu 5 voturi pentru? Raport Comisia Economică. Aveți favorabil cu 6 voturi pentru? Raport Comisia de Urbanism. Aveți favorabil cu 7 voturi pentru? Întrebări, discuții? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu unanimitate de voturi. 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării statutului de stațiune balneoclimatică pentru arealul Parc Moinești, județul Bacău. Raport Comisia Juridică. Aveți favorabil cu 5 voturi pentru? Raport Comisia Economică. Aveți favorabil cu 6 voturi pentru? Raport Comisia de Urbanism. Aveți favorabil cu 7 voturi pentru? Întrebări, discuții? La discuții ce să zic aici? Bucurii și felicitări. Se pune vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu unanimitate de voturi. La diverse. Are cineva ceva de... La diverse e un material de la spital, mai pe la studia. Dacă are cineva ceva să completeze, ăsta la dispoziție. Dacă nu, la diverse, am să amintesc eu un pic despre stadiul proiectelor care se desfășoară acum în oraș. Ca să nu uit, aș vrea în primul rând să mulțumesc domnului Maior Fodorov prezent aici în sală, pentru că începând de ieri și probabil mâine vom continua în cartierul Lucăcești, în apropierea blocului G1 și pe strada George Enescu la Teul, intervine o acțiune de toaletarea acelor stejari care pun în pericol atât siguranța cetățenilor cât și a clădirilor din zonă. Ieri cu scara de la dumnealui și cu pompierii am reușit să degajăm o parte din crengi. Mâine, dacă vremea ne va permite, vom continua. Vreau să-i mulțumesc personal și o să trimit o scrisoare de mulțumire din partea dumneavoastră și a consilierului local și a mea aparatului de lucru și la inspectorat, pentru că are aprobarea și de acolo și este o lucrare de foarte complicată, de aia vreau să-i mulțumesc personal și cred că o vom finaliza zilele următoare. Sigur, și nu aveți pentru zilele, facem de datorii. Da, mulțumesc. De asemenea, poate ați mai circulat și dumneavoastră prin oraș, vedeți că în aceste zile au demarat o serie de proiecte, în general pe asfaltarea câtorva străzi, pe reparații în general. Strada Lucăcioaia s-a finalizat chiar ieri, s-a turnat strada atât vinder cât și uzură. Este finalizată, mai e un capăt acolo în fața casei mortoare de la biserica din Lucăcești sat.
Astăzi s-a demarat în cartierul Micleasca, sunt 6 străzi care vor fi reabilitate, reparate acolo. De asemenea, pe strada Alexandru Ioan Cuza s-a turnat primul strat, acum s-au demarat lucrările pentru realizarea rigolelor. După care va urma al doilea strat. Strada 1 Mai este în lucru la CNI, am fost săptămâna trecută acolo. Sper să intre și această stradă la finanțare. De asemenea, podul pe PNDL din strada 1 Mai se lucrează, este în grafic, chiar avansat graficul. Și acolo e un constructor care își face treaba. Pe școli, școala 1 merge foarte bine, școala Ștefan Lichian. Școala George Enescu este în procedură de evaluare a ofertelor depuse. Școala Alexandru Sever continuă și acolo lucrările sper să termine în termen. Are până în februarie. Liceul Grigore Cobălcescu este la evaluare și acolo proiectul tehnic pentru a iniția procedurile de licitație pentru execuție. Am demarat și acel picnic cu sponsorizarea de la OMV Petrom, la capătul parcului Osoiu pe Libertății, la capătul parcului de pe Osoiu. Are termen de execuție 60 de zile, sper să-l finalizăm și pe acela să-l inaugurăm la termen. Aceste 3 parcări care le-am inițiat în urmă câteva luni și se lucrează acum, cea de spatele grădiniței de la Lucăcești este aproape gata, cred că până vineri sâmbătă o termină. Cea de la trezorerie mai are la dispoziție vreo 30 de zile. Cea de la școala 2, cred că într-o săptămână este gata. Sunt lucrări efectuate cu bani din bugetul local. Și parcările și aceste reparații cu asfalt. La proiectul pe mobilitate sunt în evaluare. Managementul a fost deja realizat. Procedura pentru licitația de executare a proiectului tehnic se află în verificare la ANAP, la cele două proiecte. ACR-ul, cred că ați trecut toți prin zonă pe acolo, ați văzut cu forțe proprii, cu cei de la primărie, ne-am apucat de reabilitarea acelei clădiri și a curții, branșament de apă, canalizare și gaze. Sper ca anul timpul rece, iarna, să ne prindă cu toată activitatea de la domeniul public și de la utilități publice, într-un nou sediu, acolo unde a funcționat până ani în urmă ACR-ul. După cum vă spuneam, am început câteva străzi cu asfalt. Se apropie de Moinești și drumul național, care a ajuns prin zona Florești. Insist din nou la domnii consilieri PSD să-i roage pe cei din conducerea județului. Vă văd cu zâmbetul pe buze. Dacă sunteți de acord, spuneți cu da sau nu. Dacă nu sunteți de acord cu ce spun eu, să fim parte ca și acest drum să fie asfaltat și în Moinești, așa cum se face în Scorțeni, în Argioani, în Măgirești, în comunele care tranzitează municipiul Moinești. Deci, la ora aceasta, știrea este că nu se va asfalta cei 9,6 km din Moinești. Eu insist încă o dată la guvernul PSD, la reprezentanții județului care fac parte din guvern, să asfalteze și această porțiune de drum național. Încă o dată spun drum național. Misiunea noastră ca administrator public, a Consiliului Local al Executivului din Primărie, este să întreținem acest drum. Am dezăpezit, asta iarna au costat 200.000 de lei aceste lucrări, l-am marcat anul trecut, am reparat și am plombat toate găurile de pe acest tronson de 9,6. Acestea sunt misiunile Consiliului Local, restul revin proprietarului. Lucrări de infrastructură, lucrări de investiții. De asemenea, proprietarul este cel care încasează rovinetele de la autocamioanele, autovehicule care tranzitează acest drum, avizele pentru clădirile și pentru autorizațiile de construcție care se execută de-a lungul acestui drum, primăria Moinești nu încasează niciun leu din aceste taxe și impozite. Insist încă o dată la dumneavoastră, domnilor consilieri, să faceți acest lucru, pentru că toți ne folosim de acest drum, nu numai cetățenii municipiului Moinești, toți cei care tranzitează, români și alte nații care trec prin municipiul Moinești. Cam atât, dacă la diverse mai. Da? Da. Domnilor consilieri, vă rog să-mi permite să solicit acordul dumneavoastră în vederea împuternicirii primarului secretarului municipiului Moinești pentru semnarea unui contract de dare în administrare sau de superficie, să vedem ce formă se va agrega, care se va încheia în temeiul hotărârii privind darea în administrare a unui imobil teren situat în municipiul Moinești, zona Osoiu, județul Bacău,
pentru serviciul de telecomunicații speciale, Direcția Județeană de Telecomunicații Speciale Bacău, deci este vorba de suprafața aceea din un soi de 210 metri pătrați, puse la dispoziția acest STS-ului pentru edificarea releului necesar apelurilor 112. Există această hotărâre. Hotărârea este numărul 98 din 2019, a fost dată în luna aprilie, iar pentru obținerea autorizației de construire, Ministerul le solicită un contract de administrare sau de superficie, vom vedea ce formă va agrea. În acest context, având în vedere hotărârea deja adoptată, solicităm permisiunea dumneavoastră pentru a putea nici primarul și secretarul municipiului Măinești să semneze acest contract. Dacă sunteți de acord? Da. La diverse? Dacă cineva mai dorește cineva? La diverse? Un număr, da. Poftiți. Profit de situația de astăzi. Să fac noua oficiere a voi contracte între Consiliul Local și Primărie. Domnul primar a punctat niște temuri destul de serioase la care sunt convins și eu. Nici arată altfel. Cu ploaia care a fost ultimatul prea mare, dar e bine ce s-a făcut. Asfaltare, lor nu vă repet. Ce nu numite așa avea? Dacă avem doi consilieri la lucrăciști acolo, un lucru care și un lucru, da? De ce cu primăria nu punem puțin la cot fațada la fostul cu lucrăciști? Arată cât de bine cartierul, că nu intre colonie pe țara principală și doar chiar o fel de cupola de domnilor. L-am mai rugat că domnul în la poliția locală, ca să poți să intre la băie, la popa, trebuie câteodată să se ori cerșători cu pahar de băutură acolo și cinstesc. Nu poți să intre într-un centru de pâine, atât de pâine pus la punct, să se face scând să mai cumpări. Trebuie făcut în așa fel și după orele din program să mai încercăm să mai întâmplă unde trebuiește că e necesar. Eu m-aș fi bucurat astăzi sau pentru științele următoare cum s-au organizat atunci întâlnirile publice și ne-a prezentat aici și-a pus și domnul Vasile. El a zis că e democratic să facem discuție, să aducem nu oraș, municipiul la comună, ar fi bine să provocăm oamenii să vină să audă cu urechile lor că majoritatea treabă, domnule, ce și când, ce și când. Și am spus, domnule, veniți în ședințele Consiliului, acolo puteți discuta frumos, să respectă cuvântul, doleanțele, ce se poate face, ce nu. Bine ar fi să facem o leacă de propagandă între oameni, să le spunem adevărul. Ce, care nu îi știu ei. Ce se poate face, nu se poate face. Și nu spun așa, mă repet, eu nu mă rezic. Din 2008 am plecat cu cei doi, domnul Valentin și cu domnul Ilie, eu merg până la capăt, când va fi altcineva mai competent, mai dispus să facă mai mult, multe plăcere până atunci, eu zic să păstrăm ce avem. Vom câștiga greu dacă pierdem acești doamne. Vă mulțumesc! Pot să completez, David, de cele două clădiri din Lucăcești, nu numai o clădire, e vorba de centrala tehnică din spatele școlii 4 și clădirea clubului. Domnul arhitect este aici, deja am întocmit documentația. Din ianuarie vor avea impozit 200%. Dacă după 6 luni nu, se va trece la 500%, așa cum am scris în regulament. Poliția o să ia act de ce a spus vis-a-vis de cerșetori. Să știți că personal mă ocup și de piață. Sunt acolo 2-3 cerșetori care mereu am solicitat poliției să ia măsuri. Poftim, domnule. Și apropo de locurile de parcare. Știu că este dată de la 17 la 7 dimineața. Și încă sunt, blochează vaculăzi. Dacă se... Deci am pățit chiar eu față la... Era doamna de la
pompe funebre. M-am dus, am dat, Nu vorbim de 17 la 6 de parcări publice. Parcările publice sunt disponibile permanent, 24 din 24. Cele care au acea tăbliță sunt personalizate de la șase. Alea sunt la 17 și la 7 dimineața, da? Da. Ei, în cursul zilei, mai e vreo parcare unde are dreptul să-și pune plăniță? Până la 17. Dar vă rog să aduceți la cunoștință printr-un telefon, telefonul gratuit, 800-800-569, pentru a lua măsură imediat. Nu poate fi permanent cineva. Deci oricum, la domnul, este telefonul ăla care răspunde 24 din 24 la poliția locală. Da. Încă o dată repet. Haideți să folosim acel telefon care se consemnează, e un 112 al primăriei Moinești. Odată consemnat acolo, trebuie să aibă și rezolvare. Da? Sunt alte probleme? Ordinea de zi domnul, de domnul. Da? Eu, așa cum am zis, bucurie maximă și felicitări pentru ultimul punct. Este mare lucru pentru faptul că Moineștiul să fie microstațiune. Eu sunt mulțumit de tot ce s-a făcut până acum. Sincer să fiu, s-a demarat mai greu la început de mandat. Dar să vedem, într-adevăr, că este interes și din partea domnului primar, din partea consilierilor. Aici a fost o atmosferă frumoasă, să mențină o atmosferă frumoasă. Facem tot ce putem ca să fie bine. Problema este că eu am venit tot timpul și m-am legat tot timpul de strada Schelei. Și uitați-vă că acum țin să mulțumesc consilierilor care lucrează la OMV, pentru că sunt sigur că au contribuit și ei, și în special și dumneavoastră, domn primar, pentru că, într-adevăr, strada Schelei este o bucățică din Europa în Moinești. O lucrare de calitate și așa ar trebui să facă tot ce facem, să facă la nivelul străzii Schelei. Pentru că, adevărul că mai șerpete cimpești pe acolo, pentru că astea să nu avem fonduri și nu știu ce, și după aia iar petecim și iar petecim. Dacă facem așa, la nivelul acestei străzi, putem spune că e și ceva frumos și ceva trai. Deci când facem o lucrare, chiar dacă facem mai puțin, dar trebuie să o facem de calitate. O altă problemă, eu aș vrea să toarne acest asfalt, pentru că sunt sigur că dacă nu se va turna acest asfalt și Moineștiul va fi izolat, vor fi mult mai puțin consilieri PSD aleși data viitoare. Eu le spun așa ca prieteni. Eu sunt independent, n-am treabă nici cu nimeni, nici cu alții. Dar dacă nu se va... nu sunt un Nostradamus, dar vă spun sincer, dacă nu se va turna, vor fi mai puțin consilieri PSD la anul. Eu le las locul meu să dea Dumnezeu să mai ocupă unul în plus, dar nu va fi așa. O altă problemă, mulțumesc domnul Marchedan că vine, într-adevăr, contribuie, este un cetățean activ și a mai venit cu niște contre, dar dacă nu mai sunt și lupte, un pic așa, nu există impulsionare. Așa că, în urma luptelor astea, s-a văzut, într-adevăr, un progres, ceea ce înseamnă că e foarte bine. Aș vrea să mă rog de domnul arhitect, vreau să mă rog de cei care fac proiecte în Moinești, care au făcut și am văzut într-adevăr că este competență din partea lor. Ca Moinești o să arată municipiu, trebuie făcute intrările de municipiu în orașul Moinești. Deci așa cum se intre în Bacău, ați văzut podul, așa cum sunt la Slănic, sunt niște porțiuni foarte frumoase, se poate face și intrările în orașul, în ăsta, municipiul Moinești, cu lampadare, cu tot, că, într-adevăr, când vine cineva și intră în Moinești, se simte că intră într-un municipiu, se simte că intră într-o microstațiune. Bine, înțeleg, asta nu s-a putut face pentru că să facem microstațiunea, s-a intervenit mai mult pentru în jurul blocurilor, dar pe viitor trebuie făcut acest lucru, în așa fel încât turistul, când intră de acolo, se simte că intră într-un municipiu. Și eu vă mulțumesc pentru contribuția noastră și vă doresc succes. E bine, după părerea mea, e bine să ne ajutăm între noi, e bine să lăsăm ura deoparte, e bine să lăsăm lupta pentru putere deoparte,
și tot ce ne stă în putință să facem pentru municipiul Moinești. Că cu asta rămâne, cu fatele noastre și vrem ca copiii noștri să nu mai plece. Dar tot facem școli frumoase, are să construim municipiul ăsta și să fie pace, înțelege între toate culorile politice și cu primarul care va fi ales, pentru că e ales. Noi trebuie să respectăm un primar care este ales, pentru că este ales prin voința poporului, nu prin a unui partid. Eu am mai dat un pic, sincer să fiu, am fost foarte mâhnit la zilele Moineștiului. Pentru că este imposibil. S-au făcut niște activități culturale foarte frumoase. Nu cu tămbălău, nu cu palamuc, într-adevăr anul ăsta mi-a plăcut. Ca creștin ortodox și ca teolog. Au fost organizate cu un bun simț și foarte frumoase. Și n-au contribuit, n-au venit consilieri de la PSD, n-au venit de la PNL, un singur consilier, de la nici de la alte, au fost vreo patru. Nu am fost la toate, eu așa am văzut eu la care am fost. Poate la celălalt au fost mai mulți. Dar vreau să spun, nu e bine și nu dă bine la public. Vrem voturi, vrem să fim acolo în frunte, dar când asta nu ne, să nu ne afișăm. De ce să nu ne afișăm? Adică așa cum muncim aici și răspundem pentru fiecare vot, să fim cu toții. Atât am vrut. Iertați-mă, ăsta sunt, eu le spun pe șleau, n-am ce pierde, Dumnezeu să ne ajute. Da, vis-a-vis de strada Schelei, vă pot spune că sunt două proiecte pe care le finanțează OMV. Și asta ca urmare a unei vizite în teren cu domnul Ioniță, director atunci la Moinești, acum la Buzău, care are în subordine și municipiul Moinești și zona Moldovei. De fapt, un lucru nou în România, ASET Moldova cu sediul la Buzău. OMV-ul a decis lucrul ăsta. L-am luat pe domnul Ionița, am fost pe cele două străzi, atât Schelei cât și Albotești, accesul la depozitul de combustibil de la, de la Albotești. Drept urmare, a avut și un efect pozitiv pentru că s-a asfaltat porțiunea de stradă care aparține OMV Petrom. Cealaltă aparține domeniului public al municipiului Moinești, dar s-au efectuat reparații și acolo. Vis-a-vis de lucrările care se execută astăzi în Moinești, vă invit pe strada Lucăcioaie, vă invit pe strada stadionului unde se lucrează astăzi, unde nu e o corpeală, ci sunt straturi de asfalt de 7, de 4, cu binder, cu uzură, așa cum prevăd normativele. Se fac lucrări de infrastructură, să spun așa, nu de plombări. Da, așa e. Da, vis-a-vis de zilele municipiului Moinești, văd că a reușit să primim felicitări pentru că nu am realizat așa cum se executa în alți ani cu acea sărbătoare câmpenească. Cred că va rămâne o tradiție să facem activități de bun simț și activități culturale, sportive, așa cum am făcut în acest an, de care au beneficiat copiii în mod general, dar și generația a treia, să spun așa, prin premierea dumnealor la acel eveniment cu ceremonial militar, prin ce am oferit domnului Procopie cu ajutorul dumneavoastră la acel premiu și acea distincție. Rog pe domnul Ilie aici să facă demersurile necesare la cultul eroilor, pentru că și domnul general, domnul colonel Procopie merită gradul de general și pe 1 decembrie, când e ziua națională și ziua lui pe 5, poate reușim să obținem acest grad. Stă în puterea dumneavoastră să vorbiți cu cei de la cultul eroilor de la Bacău, să facă demersurile necesare, să trimitem la Ministerul Apărării Naționale, poate să îndeplinește și acest vis. Da. Bine. Mulțumesc. Thank you.